Cu exact un an în urmă, sărbătoarea de Labor Day m-a găsit într-o temniță, vizitând o prizonieră de conștiință, îmbrăcată în haine de condamnat și închisă la un loc cu ceilalți tâlhari de rând, doar pentru credința ei în Iisus Hristos și în poruncile Lui. Sentința ei avea un termen nedefinit. Tu ai cheile celulei, i-a spus judecătorul. Singurul lucru care trebuie să-l faci ca să-ți redobândești libertatea este să te lapezi de credința ta și să aduci rușine numele Domnului Iisus Hristos pe care îl proclamezi. Nu am fost în Iran, nici în Coreea de Nord, nici în România comunistă. Mă aflam în temnița din Grayson County, Kentucky, Statele Unite ale Americii, țara tuturor libertăților, născută de părinți creștini, crescută pe valori biblice și binecuvântată de-a lungul veacurilor de Dumnezeu ca să fie o stâncă de adăpost și de libertate pentru toți cei care au fost persecutați și asupriți de tirani și de despoți. Ce a făcut sora noastră Kim Davis ca să merite un așa tratament? Care a fost crima ei? Cu două luni înainte, Curtea Supremă a Americii, de fapt, 5 avocați în haine negre, nealeși de nimeni, 5 preoți ai cultului LGBT, au ridicat pumnul către cer și au spus Dumnezeului Sfânt și Atotputernic: nu ne pasă de poruncile tale, nu ne pasă de ce ai rânduit tu pentru familie și pentru căsătorie. Noi știm mai bine, noi suntem Curtea Supremă și noi avem autoritatea finală. Și-au inventat noi drepturi fundamentale, lipsite de orice bază în lege sau în Constituție. Au construit un altar păcatului și au poruncit ca în clipa când trâmbița răsună și muzica începe, toți vor pleca genunchii acestui altar. Toți funcționarii din guvern, toți fotografii, cofetarii, toți florarii, ba chiar și toți pastorii și bisericile, toți vor pleca genunchii la acest altar, ne spun preoții toleranței. Și în Rowan County, Kentucky, trâmbița a răsunat, muzica a început și toți funcționarii de guvern au plecat genunchii și capetele acestui altar. Nimeni n-a rămas în picioare decât o singură persoană, sora noastră Kim Davis. Cu toate că nimeni nu auzise de ea în afara acestei mici localități, ea era conștientă de faptul că este fiica unui rege veșnic, a cărui porunci stau mult mai presus de așa zisă Curtea Supremă a Americii. Kim Davis a avut curajul credinței sale și a spus un categoric nu împăratului. Fiind singura care a rămas în picioare, Kim Davis imediat a atras atenția forțelor toleranței. Micuțul Rowan County a devenit dintr-o dată un meca pentru căsătoriile nefirești. O grămadă de adeverenți au început să facă acest pilgrimaj păcătos la Rowan County cu un singur scop: să o forțeze pe Kim Davis să-și pună numele său propriu, autoritatea ei proprie asupra acestor certificate de căsătorie aberante și să o facă și pe ea să îngenuncheze la acest altar. Kim însă a continuat să spună nu împăratului. Și s-au dus dușmanii ei la tribunalul din Ashland, Kentucky, și au părât-o la un alt judecător în altă haină neagră. Oare nu a zis Curtea Supremă că toți funcționarii trebuie să participe în această închinare? Au zis ei: uite-te la Kim Davis! Ea nu ia seamă deloc la acest decret. Și judecătorul din Ashland a adus-o pe Kim Davis în fața lui și a spus, a dat un nou decret, a semnat un nou ordin și a spus: Kim Davis, poate că n-ai auzit bine, du-te înapoi la birou, iar când muzica începe, tu îți vei semna numele, tu îți vei pune autoritatea asupra oricărui certificat de căsătorie aberantă care ți se prezintă. Și dacă nu o faci, îi spune judecătorul, de seară vei fi în închisoare. Sora noastră Kim Davis i-a spus, în efect: Your Honor,
nu este necesar să mă trimiți înapoi la office și nu mai are rost să deranjez muzicienii. Pentru că eu niciodată nu voi aduce rușine numele Domnului meu Iisus Hristos. Dacă mă forțez să aleg între legea omului și legea lui Dumnezeu, eu n-am decât o singură alege, o aleg legea lui Dumnezeu. Și așa judecătorul a ordonat ofițerului din tribunal să o pună picioarele și mâinile lui Kim Davis în lanțuri și să o ducă direct la închisoare. Pe când ofițerul îi punea lanțurile pe mâini, i-a șoptit: tu ești primul prizonier pe care l-am încătușat, care are de fapt conștiința liberă. Ești mai liberă ca și oricare persoană în acest tribunal. Ce priveliște înfricoșătoare! Un copil al lui Dumnezeu condamnat la închisoare pentru că nu-și abandonează credința. Dar dacă imaginea asta ne arată în ce jalnic sens a ajuns libertatea în țara tuturor libertăților, cazul lui Kim Davis de asemenea ne demonstrează puterea și măreția Dumnezeului nostru viu pe care îl servim. Și cel care poate să facă minuni prin curajul copiilor săi. Kim Davis, prin curajul ei, a devenit fața și întruchiparea lupții pentru libertatea religioasă în America. În fiecare zi, numărul celor care au venit în fața acestei închisori din Grayson, Kentucky, creștea din ce în ce mai mare. Sute la început, mii după aceea, oameni veniți de departe și de aproape, ca să spună: nu se poate întâmpla un asemenea lucru în țara libertăților. Mass media națională și internațională a venit acolo să povestească ceea ce se întâmplă cu Kim Davis. La un moment dat, la o conferință de presă, am numărat peste 60 de camere de televiziune îndreptate înspre noi. Oamenii care au fost acolo, unii dintre ei au mers chiar și la casa judecătorului să-i spună și lui ceea ce cred despre ceea ce a făcut. Iar după câteva zile, după 6 zile, judecătorul cred că și-a dat seama că lucrurile iau o întorsătură pe care el nu a anticipat-o. Și-a dat un nou ordin, a spus: Kim Davis, cred că ți-ai învățat lecția, te lași să mergi acasă, dar să nu mai faci ceea ce ai făcut. Fără să o întrebe dacă e de acord, dacă nu e de acord, dacă și-a schimbat mintea sau credința în cele 6 zile din închisoare, pur și simplu a lăsat-o acasă. Iar în următoarea zi, când s-a prezentat la lucru, toată lumea stă gata să vadă ce va face Kim Davis. Își va pune semnătura pe certificate, își va abandona credința sau nu? Și în transmisie live la CNN, la Fox News și în multe alte locuri, ați văzut-o pe Kim Davis cum a declarat: I want the whole world to know that as long as I am alive, I will not shame the name of my Lord Jesus Christ. Slavă Domnului pentru acest fel de curaj! I-am zis sorei noastre Kim înainte de asta: Kim, dacă spui un așa fel de lucru, de seară vei fi înapoi în închisoare. Și mi-a zis: Harry, nu-i nimic, că i-am spus la temnicer să-mi țină celula caldă. Dumnezeu a găsit cu cale ca să o păzească și să nu mai meargă în închisoare. Ba mai mult, Dumnezeu i-a dat la Kim Davis o platformă fenomenală de unde să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu, despre iertarea păcatelor și despre importanța libertății religioase în această țară. Peste 25.000 de scrisori a primit în închisoare, poate că multe din ele venite de la dumneavoastră. Veneau cu sacii plini în fiecare zi. Am fost la Washington DC, la aeroport, aștepta să-și ia bagajele de la avion. Și un polițai o vede cu coada ochiului și se întoarce și spune: I know you, you're Kim Davis. What I wouldn't give to have your courage. Polițaiul îi spune lui Kim Davis: ce n-aș da să am curajul tău. Chiar și papa de la Roma, când a fost la Washington DC, a insistat să se întâlnească cu Kim Davis. I-a cerut audiență, a îmbrățișat-o, i-a mulțumit pentru curajul ei și i-a spus: Will you pray for me? Papa de la Roma îi cere lui Kim Davis să se roage pentru el. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Scumpi frați și surori, dacă s-ar termina aici istorisirea lui Kim Davis,
puterea lui Dumnezeu ar fi destul de evidentă, dar Dumnezeul nostru este mult mai mare și mai tare. În noiembrie, în statul Kentucky, au avut loc alegeri guvernatoriale. Candidatul Matt Bavin nu avea multe șanse, dar a ales-o pe Kim Davis de partea lui și în platforma lui a promis că dacă el este ales, va schimba legea în statul Kentucky, ca ceea ce s-a întâmplat cu Kim Davis să nu se mai întâmple cu nimeni. Și Dumnezeu i-a dat o victorie fenomenală. Prima dată în 30 de ani când un republican a câștigat ca și guvernator în Kentucky, el a câștigat și primul lucru care a făcut, un politician care de fapt își ține promisiunea, a schimbat legea în Kentucky ca nimeni să nu mai trebuiască să fie în poziția lui Kim Davis să aleagă între libertate sau conștiință. Slavă Domnului pentru asta! Și nu-i gata încă, că în februarie anul ăsta legislatura din Kentucky în mod unanim, fără nicio abținere, fără niciun vot contra, a trecut legea lui Kim, Kim's Law, o lege prin care a confirmat ceea ce a făcut guvernatorul și a schimbat legea ca niciun alt funcționar să fie pus în această poziție. Iar după aceea am preluat un contraatac legal împotriva decretului nedrept dat de judecătorul din Ashland County. Am cerut tribunalului de apeluri din circuitul 6 să canceleze acel decret nedrept ca să nu mai rămână ca și un precedent pentru alții în viitor. Și în iunie, doar vara aceasta care a trecut, 3 judecători de la tribunalul din circuitul 6 au agreat cu noi în mod unanim, au anulat decretul acesta drept ca și cum nu ar fi existat niciodată. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Scump frați și surori, mă întrebați dacă mai este încă speranță pentru libertate și pentru America în care trăim. Răspunsul meu în seara aceasta este un categoric da. Dumnezeu nu este încă gata cu America. Cred cu toată silința mea și cu tot ce am în mine că El are puterea să ridice o nouă generație de creștini. Creștini curajoși, creștini care își cunosc menirea și destinul, creștini care știu că au pe leul lui Iuda în inima lor și sunt gata să cucerească lumea pentru El. Și cred că Domnul poate să facă asta începând chiar aici, cu voi și cu noi în această seară. Frați și surori, mai avem încă speranță în seara aceasta. Speranța noastră însă nu vine nici de la elefant, nici de la măgar. Vine de la mielul înjunghiat, mielul care are un nume mai presus de orice alt nume. Un nume la care fiecare capăt se va pleca, fiecare genunchi se va îngenunchea, în cer, pe pământ și sub pământ, spre gloria eternă a Tatălui nostru ceresc. Scump frați și surori, avem un Dumnezeu așa de mare și așa de tare. Glorie Lui! Glorie Lui! Vă cer în încheiere să vă rugați pentru Kim Davis, să vă rugați pentru Liberty Council, pentru toți colegii pe care i-am. Avem acest fel de bătălii aproape în fiecare zi, peste tot, prin toată țara. Și avem nevoie disperată de rugăciunea oamenilor lui Dumnezeu. De câte ori pășesc într-un tribunal să stau de partea sfinților, știu că vă iau pe dumneavoastră și pe Dumnezeul nostru atotputernic cu noi. Rugați-vă pentru noi. Iar în final îmi vine plăcerea deosebită acum să vă introduc pe sora noastră Kim Davis, fiica lui Dumnezeu pentru care v-ați rugat neîncetat. O adevărată eroină a credinței, Kim Davis. Y'all just bear with me because I'm quite a weepy and an emotional person. And God is so good to me in that regard.
my brothers and sisters. May God richly bless you for your work and for your love and for your burden, for this truth and for the God we serve. I thank you all for your prayers. The Word of God says in the book of James, the end of it states that the effectual, fervent prayer of a man availeth much. And I know that it is the prayers of his righteous people, you all, that moved God and sustained me and strengthened me. And for that, I thank you from the very depths of my soul. I stand before you, and I hate to use this word because the preacher preached on being a simple person. But I am a simple person. I'm just a woman that wanted to do a job, that loved it, was good at it, and I've been doing it for a lot of years. But what you see in front of you is not what I've always been. I am the recipient of God's grace, of a transformation. I'm a new creature through the blood of Jesus Christ and the power that it represents. Mainly tonight, the ladies have heard my testimony, and Harry gave you all the lowdown and a quick review, but I want to stand here and encourage you, my brothers and sisters. I want you all to be prepared, be prayed up and fasting and be ready for the call of God in your life. For so long, I prayed and I asked God to use me. I told him, I said, I'll have my apron of service on for you, Lord. I'll be ready, willing, and able to serve at your call. But little did I know that I had handcuffed my Lord, because for so long I thought I was not able to serve or good enough to serve because of my past. But I had to repent and ask God to forgive me, because when we come to Him, He does make us a new creature. And He throws all the old into a sea of forgetfulness. And if He won't bring it up against us, then we shouldn't carry it with us either. Amen. To withdraw or quench the Spirit of God was not an option for me. I longed and yearned to be used of God. For so long, when you pray so long for something and you finally get the call, it's kind of surreal. Does it cost you to be a servant of God? Yes, it does. And you have to be willing to pay the cost. I had weighed the cost for me. For me, this was a heaven or a hell issue. I was ready to die for my God, if that's what it came to. Because everything we do here on this earth pales in comparison to what He did for us. He is a mighty God. A mighty God. I know that it was the prayers of my brothers and sisters that helped sustain me through all that trial. You know, we have been given a gift. We are an earthen vessel with a treasure inside. The Holy Ghost is precious. It is a sustainer, a way maker, a provider, a leader. That is God's Spirit in you.
And when we have that, we have the assurance of knowing that no matter where we go or what we go through, that God is with us, literally with us. And that gives you peace in your soul that the world does not understand. I went to work every day, except for when I was incarcerated, with a peace in my soul and a joy in my heart, a smile on my face. People wonder, how can you do that? Why don't you just quit? But if I had stopped, if I had stepped back and quenched that Spirit of God, I would have lost my voice for my Lord. And I don't ever want to lose my voice for my God. Never. Ephesians 3 and 16, Paul is speaking to the church of Ephesus. And this is a scripture that has laid heavy on my heart this weekend. And it says that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. You all know that it is the inner man that fights the struggle. The flesh wars against the spirit, and the spirit wars against the flesh. We must daily work to crucify our flesh, that our spirit would rise up and be greater than our fleshly wants, our fleshly desires, that we would be after our Father's business continually, daily. One of the scriptures that really sustained me through all of this trial was 2 Timothy 1 and 7. And it says, "For God hath not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." If that does not give anyone reassurance, you need to reread it and you need to pray before you reread it, because it meant the world to me. I want to encourage you, my brothers and sisters, do not let fear rob you of God's blessings. In being obedient to the Spirit of God is where your blessings will come from. You need to go boldly before the throne with thanksgiving and praise, knowing that God is a rewarder of those that diligently seek him. The Word of God says you have not because you ask not. If you have a servant's heart, a heart for God, let your request be made known to him. He's a mighty God who hears our prayers, he knows our heart, and he loves us. If a son asks his father for bread, does his father give him a stone? No. So how much more then shall your Father which is in heaven give unto you when you ask of him? I learned through all my trial last year that God's grace is sufficient. When I had nothing, when I had the grips of the devil nipping at my heels and the venom spewing from the other side, the vile and vicious attacks, you know, I was okay with that because I knew that my God was alive and on the throne. There were no worries. I trust him with everything and all that I am and all that I have and all that I ever will be. I love you all. You are my brothers and sisters in Christ. And if you take nothing from my story, please know that God is able. He knows exactly where you're at, and he knows my name. He knows your name. He knows every name in here. He knows every hair on your head is counted, and he loves you. He loves you dearly and deeply. He desires to be in constant communication with you. I want to thank the Bethany Romanian Pentecostal Church for the invitation and their generous hospitality. It is way beyond me. And to each of you, my brothers and sisters, for your open arms, for your open hearts, I pray that God continues to bless and move in your lives. I pray he opens up the windows of heaven and pours out blessings upon each and every one of you, your churches, your families, your friends, the people you witness to.
It is by his strength and for his glory that we stand. When we stand unified, we are not just an army of one, but we are an army of many. I love you and I thank you all. I give my God praise and glory, for he is worthy. He is a worthy God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless you.